În timp ce Andreea este condusă pe ultimul drum, părinții lui Mirel Dragomir, asasinul studentei de la medicină din Timișoara, l-au vizitat pe acesta la centrul de reținere și arestare preventivă al IPJ Timiș. Aceștia au venit să îi aducă haine de schimb celui căruia a asasinat-o cu sânge rece pe Andreea Morega. Călăul studentei la medicină le-a spus părinților săi că regretă că au ucis-o pe Andreea și că nu își explică cum s-a ajuns aici. Între timp, la Padeș, în localitatea natală a Andreei, este o zi neagră. Fata de 21 de ani, ucisă cu 60 de lovituri de cuțit, a fost îmbrăcată în roche albă de mireasă, iar trupul său a fost depus într-un sicriu alb, care este înconjurat de un munte de flori, udate cu lacrimile celor care au venit să își ia rămas bun pentru totdeauna de la Andreea. Mama Andrei, de când a aflat că singura ei fică a fost ucisă, este ținută în perfuzii cu calmante. Sute de oameni au venit să o conducă pe tânăra ucisă pe ultimul drum.